29 cum s-a întâmplat? Nu știu ce să vă zic. Erați la volan? Da. Și n-ați văzut nimic? N-ați... Nu pot să-mi dau seama, nu știu ce să vă zic. Nu sunt, încă nu sunt lămurit. E posibil să o fi ațipit o secundă? Eu zic că nu, nu, dacă am zis că am mers toată noaptea, zic că n-am ațipit toată noaptea, am ațipit acolo de dimineață, dar nu știu cum s-a întâmplat, nu știu ce să vă zic. Ce aveți în tir? Marfă pentru peni. Lactate, marfă, de magazin, tot ce ține de magazin. Și colegul dumneavoastră? Colegul meu dorme. Și e rănit? Nu, eu zic că doare spatele o leacă, dar acum, eu știu, rămâne de văzut. De unde veneați? Unde mergeați? Veneam de la Ștefănești, de la București și mă duceam la Tecuci. Doar o simplă bubuitură puternică, între care am ieșit repede afară din casă, mă pregăteam să plec cu mașina. Și când am ieșit la poartă, impropriu spus că n-am mai putut să ies din curte, am văzut ceea ce s-a întâmplat. Bine că nu sunt victime, nici el nu știe ce s-a întâmplat, spune doar simplu că l-a furat dreapta, nu sunt semne de frână, nu sunt semne de explozie, după toate probabilitățile ar fi ațipit. Colegul lui dormea în mașină, care a venit salvarea și l-a luat că îl durea spatele și preconizează câteva momente de nesiguranță, de oboseală, de... Eu urma să plec, bine că n-am fost eu în mașină. Dacă mai întârziam sau mă grăbeam 3 minute, puteam să fiu și eu și soția victime că trebuia să plecăm în oraș. Mulțumim lui Dumnezeu că suntem bine și șoferul tirului este sănătos, e bine. Ce să fac? Eveniment rutier. Probabil că șoferul a dormit. A deviat, dar normal trebuia să meargă tangent, să ducă drept înainte, dar a luat puțin și a intrat în capul de pod, a fermat podul, a mai fermat o mașină mică mai încolo. Astăzi dimineață, în jurul orelor 6:50, un conducător unui autotractor care circula pe DN285, sens Focșani-Arjud, pe fundul neatenției în conducere, a pierdut controlul asupra direcției, părăsind partea carosabilă în partea dreaptă a sensului său de mers, unde a croșat o mașină staționată și a avariat alte trei borduri. Totodată, în urma producerii accidentului rutier, a rezultat vătămarea corporală a pasagerului din cabina autotractorului, motiv pentru care, în cauză, s-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă pe numele conducătorului autotractorului.